Bine ați venit la știrile de sabat. Sunt Mădălina și vă invit să le descoperim împreună. Sâmbătă 23 martie 2024 a fost inaugurată Biserica Adventistă din Mihăilești, județul Giurgiu, oraș în care nu existau credincioși adventiști. La eveniment au participat circa 140 de persoane. În oficierea serviciului de consacrare, fiind implicați și pastorii Aurel Neațu, președintele Uniunii Adventiste, Robert Mandache, președintele Conferinței Muntenia și Bogdan Plătică, directorul departamentului Școala de Sabat și Lucrarea Personală. Situată în centrul orașului, biserica are o capacitate de 80 de locuri și se dorește a fi un centru de influență deschis zilnic. Inaugurarea bisericii este și urmarea eforturilor unei grupe de credincioși din Giurgiu, implicate de 6 ani în transmiterea mesajului Evangheliei, fiind susținută și de credincioșii din comunitățile Călugăreni, Giurgiu și Bragadiru. Sâmbătă 23 martie, începând cu ora 17, sala Bisericii Adventiste Speranța Constanța s-a dovedit a fi neîncăpătoare pentru Festivalul Corurilor Adventiste din județ. Corurile reunite ale școlii Viflen Moldovan și ale bisericilor Dumbrava Roșie și Speranța din Constanța, precum și ale bisericilor din Bărăganu, Topraisar, județul Constanța și Stălcioara, județul Tulcea, le-au lăudat pe Dumnezeu pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, lor adăugându-se și fanfara Bisericii Adventiste din Topraisar. Duminică 24 martie, licuricii și exploratorii școlii gimnaziale Excelsis din Ploiești au plantat 350 de puieți de stejar în pădurea Beizadele, comuna Târgșorul Vechi, împreună cu alți colegi exploratori și licurici din zona Prahova. Potrivit organizatorilor, părinți și copii, profesori și elevi s-au unit într-o acțiune civică importantă pentru protejarea mediului, dar și pentru deprinderea unor obiceiuri bune în rândul copiilor. Duminică 24 martie, librăria Sola Scriptura din Giurgiu și Biserica Adventistă Speranța Giurgiu au organizat un seminar adresat persoanelor interesate de stilul de viață sănătos și bucătăria vegetariană. În cadrul evenimentului au fost prezentate mai multe rețete vegane și vegetariene, gustoase și ușor de pregătit. Evenimentul, expresia preocupării comunității adventiste locale față de sănătate, este al doilea dintr-o serie de seminare care abordează bucătăria vegetariană și un stil de viață sănătos. Seminarul poate fi urmărit pe pagina de Facebook Biserica Adventistă Speranța Giurgiu. Liceul Teoretic Mihai Ionescu angajează bucătar și mecanic de întreținere cu normă întreagă pentru grădinița Licurici. CV-ul și scrisoarea de intenție pot fi trimise la adresa secretariat.grădinițe@aronscoala-mionescu.ro. Pentru detalii, vizitați pagina de Facebook Liceul Teoretic Mihai Ionescu. Acestea au fost titlurile ediției. Până data viitoare, să aveți o săptămână binecuvântată!